mă gândesc câteodată atunci când sunt pe scenă și urmăresc reacția oamenilor la ceea ce spun eu, felul cum mă ascultă, mă gândesc, Doamne, dacă eu aș vedea că oamenii ăștia nu mă ascultă cu atenție sau vorbesc în timp ce vorbesc eu, aș fi în stare să dispar de pe scenă în clipa respectivă. Sunt câteva cântece care au încălzit inimile românilor în clipe de grea cumpănă. Sunt creații care însă și-au câștigat dreptul de a fi folclor prin valoarea lor socială și politică. Ele vor aminti copiilor copiilor noștri de lupta neamului românesc pentru neatârnare, pentru unirea cea mare. Așa este tot românul, de când este pe pământ, a luptat pentru unire și pentru Pământul Sfânt. Rămânem acum în compania lui Dumitru Fărcaș și a formației Mărțișorul. Ansamblul Mărțișorul în preajma celor 50 de ani de activitate, alături de Sava Negrean Brudașcu și Dumitru Fărcaș. Nu am avut vreme de-a lungul anilor să mă gândesc ce sunt, ce reprezint eu în emisiune, pentru că eram convinsă că sunt specialistul acolo. Mărea Mărărescu, ca în basme, e făurită, e plămădită din artă populară, din folclor. Ați format și lansat o sumedenie de vedete. Eu vreau să știu câte. Vrei să știi că nu știu? Nici măcar nu știu câte ediții ale Tezaurului Folcloric au fost în cei 24 de ani. Deci nu puteți să-mi spuneți un număr. Sunt foarte mulți și nu atât numărul lor reprezintă marea mea bucurie, cât valoarea acestor interpreți. Dar cum recunoșteați valoarea lor? Bine, nu există rețete, dar după atâția ani, te rog să mă crezi că este suficient să deschidă gura un interpret sau să cânte doar o frază muzicală și știu dacă poate sau dacă nu poate. Mai bine, mai bine, mai bine trec altul nou. Și la 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 la. Mai bine, mai bine, mai bine trec altul nou. Prin cântec pot să îndulcești și fără. Cântecul reușește să pună în sufletul omului foarte mult. Și nu degeaba spun eu oamenilor, spun să vă fie viața însoțită de cântec. Cafea știu de la tata. De la ta. Împreună cu tata beam cafeaua în fiecare dimineață. Chiar glumea mama. Ai învățat copilul la rele. Ai făcut o cafegeoaică și cafegeoaică am rămas. Am trecut eu prin multe în viață, am avut și melenă și n-aveam voie să beau cafea. Am ținut regim o vreme, am băut cafea subțirică o vreme și acum o beau ca lumea. Ce înseamnă cafea ca lumea? La 4 cești, 8 lingurițe și trebuie luat caimacul. Da. În fiecare cană punem un pic de caimac. Așa ca să aibă, avea obicei mama să spună, puțin aspect mai ca. Dacă vrei să mă faci să mă las de cafea, să-mi beau cafea proastă și făcută proastă. Nu vă mai trebuie. Nu, mă beau. Și cu asta am încheiat. Rămâne așa la... Să mai zase, că ai mac. Vezi, se cunoaște că ești o persoană modernă. Cafeaua la filtru e ca o... Da, chiar ce caimac are? Apă. Iar credeți în ghicit un cafea? Tatăl meu m-a învățat
să nu cred în asemenea lucruri. Asta nu înseamnă că atunci când sunt în lume, nu intru și eu în anumite jocuri de felul ăsta. Vi s-a ghicit vreodată în cafea? Sincer. În joacă. E, în joacă, da. Uneori în joacă se spun lucruri serioase. Poate, dar... Ia, avem pentru dumneavoastră... Probabil știe foarte multe și... Un horoscop personalizat, realizat de astrologul Mariana Cojocaru. Am obiceiul ăsta și întreb, ce zodie ești? Chiar și pe operatorul nostru l-am întrebat. Sunteți balanță ca și mine sau eu sunt balanță ca și dumneavoastră? Ce semnificație are prenumele Marioara? Marioara. Marioara este forma diminutivală a numelui de inspirație religioasă Maria. Păi eu sunt Maria, numele meu este Maria Murărescu. Ții minte, măi, dragă Marie, în umirea struguri poți la vie. Când ați devenit Marioara? Am devenit Marioara în radio. Primele emisiuni, așa le-am semnat, pentru că ai mei acasă îmi spuneau Marioara. Hai, hai, cu festivala, plântea la Mărioara, de la mari, la voi faci cumva. Sau părinții mei îmi spuneau Mariorica. Acum nimeni nu mai îmi spune așa. Marioara a venit pe lume într-o familie care a sperat și a așteptat îndeplinirea acestui miracol timp de 18 ani. Nu întâmplător, semnificația acestui prenume este copilul dorit, ebraicul Miriam, copil dorit. Ei, mă pune să citesc lucruri de astăzi, mă fac de râs și să plâng, nu? Maria, Maria. Maria Marioara este un nume de invocare ce are menirea de a dărui purtătoarei lui protecție divină, oferindu-i în egală măsură și calitățile necesare unui foarte bun creștin. Da. Născută în zodia Balanței, caută în permanență echilibrul, liniștea interioară și armonia. Ca orice balanță zodiacală sau materială, are două talere cu ajutorul cărora cântărește orice cuvânt, decizie, experiență trăită. Care sunt componentele din care sunt constituite cele două talere? Primul taler, sensibilitatea, dăruirea, dragostea de semeni, mintea ageră și intransigentă, mascată de o diplomație impecabilă, înălțarea prin suferință, prin cânt și copii. Ei, până aici sunt lucruri atât de frumoase încât orice ar veni mai departe nu mă mai supăr. Să vedem când urmează și părțile negative. Singurătatea într-o luminare de care are parte chiar și atunci când e înconjurată de admirator sau de cei dragi. Ce a fost rău aici? Nu știu. Singurătatea. Dar trebuie un preț. Nu trebuie un preț pentru orice? Nu poți să-l ai pe toate. Mai avem un cadou pentru dumneavoastră. Credeam că mai ai câte ceva negativ pe acolo ca să echilibrez. Uiți cu drag. Da, este însemnul emisiunii noastre, partener de weekend. Nu l-am pus bine, v-am zis că fac o boacă, nu tocmai până la final. Degeaba ai căutat tu rele aici? Păi da, că... lucrurile bune le-am aflat, vrem să știm și lucruri rele. Nu, e foarte frumos. Adică nici nu-mi puteam gândi ceva mai frumos. Este frumos. Și îi mulțumesc, doamnei. Și noi vă mulțumim că ați fost partenerul nostru de weekend.